Salut, sunt Florin Burleanu și urmărește acum primul episod din seria Secretele minții de programator. În acest prim și foarte scurt episod mi-am propus să îți răspund la întrebarea de ce aș vrea să mă apuc să învăț programare. A bine, am identificat trei motive principale pe care o să ți le prezint în continuare. Motivul numărul 1. Din curiozitate. Poate ai vrea să știi ce e în spatele aplicațiilor software pe care le folosești în fiecare zi, sau poate ai vrea să înțelegi mai bine jocurile care îți plac atât de mult, sau pur și simplu ai o curiozitate sănătoasă de om care își dorește să înțeleagă și acest aspect foarte important al realității în care trăim. Motivul numărul 2. Pentru bani. Da? Programarea este un domeniu în care încă se fac angajări masive și salariile sunt destul de mari. Motivul numărul 3, de plăcere. Este vorba de o plăcere intelectuală pe care poate mulți oameni nu mai sunt în stare să o simtă. A fost, ca să zic așa, anesteziată. Dar programarea calculatoarelor are acest dar extraordinar de a trezi la viață această plăcere. Când reușești să faci un program, să-l gândești, să-l implementezi și apoi să vezi rezultatul mergând, e o senzație greu de exprimat în cuvinte pentru cine nu a simțit. Acestea sunt cele trei motive principale pentru care eu zic că merită să înveți programare. Te-aș ruga să-mi spui într-un comentariu la care dintre aceste trei motive te încadrezi sau dacă cumva ai un alt motiv.